Salutare! Fac un mic video de prezentare să vă arăt exact cum lucrează soluțiile de la Detailing Geek, care sunt soluții de curățire auto, piele, vinil și toate cele, inclusiv plastic. Eu o să le probez pe încălțăminte. Soluțiile astea vin împreună cu recipient pentru a face spumă. Ăștia sunt lavete de la altcineva. Probabil au și ei sau puteți folosi orice lavete de genul ăsta. Sunt de la Shu. E 11 lei, cred că una de asta. Am făcut unul. E umed de la soluție, bineînțeles trebuie lăsat să se usuce, evident. E piele întoarsă, deci tocmai de asta vă arăt că nu e periculos nici pentru piele întoarsă. Ăsta nu este. Ia uitați, nu știu că se vede exact pe filmare, dar încercăm. Aici, partea asta, deci cauciucul ăsta murdar la încălțăminte albă, galbenă, e cel mai urât posibil la încălțăminte, că nu prea reușesc să-l curesc cu nimic. Și am aici, în cutia asta, niște chestii premium, aș putea spune, pentru așa ceva, cum ar fi înălbitorul de la Cocin, sau Cocine, cum depinde cum se pronunță, că văd că are un accent pe aici, care e doar vopsea. Efectiv, e vopsea albă, dacă dai pe ăsta galben, o să facă alb. Deci, nu e înălbitor, e doar reclamă și marketing. Bun, haideți să pun un pic de spumă pe pantoful uscat. E murdar și pe bot, din frecare, diferite borduri, chestii, mă rog. Punem fără milă spumă, o să mai cadă și pe aici pe masă. Punem pe bot. Foarte greu murdăresc încălțămintea, aveam niște fotografii și am spus, mă, dacă tot am ajuns aici, punem pe spate, să fac de la început ce trebuie, o filmare cu niște poze, să vadă oamenii mai bine despre ce e vorba așa. Bun, acum ar trebui lăsat un pic, dar am văzut că este foarte eficient și dacă ștergeți direct spuma asta. Nu e periculos pentru mână, cel puțin nu m-am ars, n-am ceas la mână că l-am pus la încărcat, dar rest aplicați și ștergeți. Deci nu trebuie să faceți nimic deosebit și am zis, e foarte dificil de scoți frecarea aia din talpa albă și talpa deschisă la culoare în general, din dunga asta. E foarte, foarte dificil de scos. Am încercat tot felul de chestii, în cutia asta aici am soluții de curăție de 4-500 lei și sunt eficiente, dar trebuie să insiști foarte mult cu ele. Mai puțin înălbitorul de talpă sau curățitorul de talpă, pentru că nu vrei mereu albă, cum este acum vopsea. Dacă asta e galbenă la așa modelul, o faci galbenă, nu albă în puii mei. Și am zis că poate nu pare realistic în poze, să ofer totuși un video, chiar dacă e de proastă calitate, cu un telefon mobil, să vadă omul concret. Ăștia i-am purtat vreo 2 săptămâni acum, după sărbători până acum i-am purtat continuu. O săptămână și ceva. Și aveam înainte deja, pentru că nu i-am curățit, i-aveam dinainte murdari, destul de murdari. Talpa ce puțin era sigur murdară, că n-am stat pe ea. Așa. Peste tot unde credeți că, inclusiv peste șiretul, nu se întâmplă nimic. Pe textil nu afectează culoarea, din contră ar trebui să o redea, să o contrasteze cum trebuie, cromatică plăcută. Așa ceva. Bun. Cum e? Cum e? Totul e perfect, adică e incredibil de rapid.
E incredibil de rapidă soluția asta. Și bineînțeles că ea are și protector pentru piele. Nu știu dacă ești pentru piele întoarsă, dar mă gândesc că da, odată ce o folosesc pentru Alcantara, garantat merge și la o piele întoarsă din încălțăminte. O să folosim aceeași lavetă, mai am o lavetă, dar o să folosesc pe aceeași. Bun. Și o să dăm peste tot. Să hidratăm pielea. Bineînțeles că apoi trebuie să lăsați la uscat o oră, 30 de minute, o oră, două, depinde cât de cald aveți în încăpere. Mai pun un pic. Și sunteți gata pentru următoarea săptămână sau următoare, 2-3 săptămâni în caz, în mod lejer port câteva săptămâni o pereche, având mai multe. Și nu le murdăresc, murdăresc foarte greu încălțămintea. La fel, dacă vreți, dacă credeți că e limba murdară, puteți să scoateți și retul și să dați și pe limbă, pe interior. Eu o să dau doar cu protector acum, că nu are nevoie, nu era murdar. Bun. Pantoful ăsta, păi gata. Nici măcar talpa nu-i curată, e cât de cât așa, pentru că a fost vremea asta ploioasă, dar în rest nu am spălat nimic, n-am curățat nimic. Sunt încălțăminte, sunt modele de încălțăminte pe care le bag în mașină de spălat, deși nu e ok. Am băgat Nike Air Max TWE NN în mașina de spălat pentru 30 de minute, sau 40 de minute la 30 de grade. Bun, asta așa trebuie să fie. E umed, dar se va usca. Deci, ăsta e curat. Și cât am frecat? Câteva minute? Ăsta l-am făcut dinainte. Doar să-l hidratez. Și l-am făcut la fel de repede, dacă nu mai repede. Niște soluții foarte șmechere pentru, nu știu, în jur de 150 de lei. Cred că cu tot cu pulverizatorul ăsta, cred că e până în 200 lei cu totul, cu transport, cu tot. Estimez, nu știu, vă uitați exact pe site-ul lor. Bă, frate, dacă sunt bune, de ce să nu îi recomand pe băieți? Adică dacă fac niște chestii interesante, 100% fabricate în România, produsele lor, ei fac soluțiile, ei le comercializează. Pentru ce să dai bani pe prostii de marketing speciale de încălțăminte, care de ghilimele curăță, dar nu curăță, e de fapt obseași înălbesc, dacă dai pe galben ai pus-o. Am încercat multe chestii, inclusiv de pe la Shu și nu m-au dat pe spate. Da, Shu cred că e o treime din viteza la astea, fără nicio exagerare, dar prețul, dacă vă uitați, 250 ml pentru 100 și ceva, 130 de lei, 150 lei, cât costă și astea sunt de o jumătate de litru fiecare, ambele la 150 și 160, nu mai știu cât costă, poate au mărit prețul, nu m-am uitat de câteva luni pe site-ul lor, de o două luni. Da, am hidratat și pantoful ăsta. Și acum trebuie să așteptăm să se usuce, apoi o să luăm la o perie, am ceva perie, au perie ei, deci perie de la Geek, Detailing Geek. Eu am ceva și de pe la Shu, chestii mult mai scumpe, chestii profi, chiar vreau să văd cum e feria asta lor. Ia uite-mă ce ambalaj mecher, nu pot să-l desfac, n-am nicio bișcă pe lângă mine. Așa. Fiind vorba de piele suiet, de piele întoarsă, să încerc să deschid un pic puful ăsta. Puii mei, chiar super mișto. Chiar super mișto. Așa.
Nici că se poate, nici că se poate mai frumos. Și deja începe să amplifice pe unde se usucă contrastul ăla de verde, care și cam pierduse în timp. Nu mă așteptam la treaba asta. Deci încă un lucru interesant. Amplifică un pic culorile, culorile încălțămintei, culorile reale. Lăsați partea asta că e umed aici, se vede că începe să se usuce. Da, deci recomand așa ceva. N-ai cum să nu recomanzi. Foarte rapide, foarte eficiente. Mergi pentru mașină, mergi pentru încălțăminte fără niciun fel de probleme. Detailing geek. Pentru întrebări, nelămuriri, lăsați comentarii, scrieți-mi în privat, scrieți-le lor în privat. Puteți să-mi scrieți mie, vă dau link-ul, niciun fel de problemă. Băieții sunt ce trebuie. Eu și băieții și produsele sunt ce trebuie. Și dacă vă duceți cu mașina, la fel în atelierul lor fac o treabă foarte mișto. Pentru mai multe detalii de servicii, mai bine contactați de pe ei. Pentru păreri și opinii despre soluțiile astea, puteți să-mi scrieți și mie pentru încălțăminte. Aici lasă-mă, pricep și eu să le curăț și pot să-mi spun o părere. Toate cele bune, numai bine!